Bună seara din nou, dragul meu, draga mea. Mă bucur să fim împreună aici la un nou exercițiu. Astăzi vom face un exercițiu metaforă. Un exercițiu de conștientizare despre cum anume vezi tu realitatea. Ok, fără prea multe introduceri, vom începe exercițiul și pentru aceasta ne vom pregăti așezându-ne într-o poziție confortabilă, fie șezând, fie întinși. Și vom respira de câteva ori adânc, minim de 3 ori, fiecare în ritmul său. Puteți face acest exercițiu și cu ochii deschiși, dar este cel mai bine cu ochii închiși pentru a ne putea conecta mai bine la interiorul nostru. Mai ales că avem de-a face cu prietenul nostru bun, subconștientul, care lucrează prin metafore și se exprimă tot la fel. Astfel, închidem ochii și stând relaxați, începem împreună exercițiul O plimbare prin pădure. Începem prin a ne imagina o pădure. De orice fel îți place ție, oricare fel de pădure, cum o vrei tu. Și apoi vedem, este zi sau este noapte? Cum anume este în pădurea ta? Cum este vremea? Cum e temperatura? Cum anume simți tu că e bine pentru tine? Nu există bine sau rău. Acum că am pătruns în această pădure, am simțit temperatura, vremea, clima, perioada din zi sau din noapte. Vezi un fel de cărare, o rută pentru a merge prin pădure. Când ai decis cum anume arată această rută, această cărare, acest drum, exact așa cum ți-l imaginezi, începi să mergi pe această cărare, pe acest drum, așa cum este în imaginația ta, înainte prin pădure. În timp ce mergi și înaintezi, poți lăsa să se schimbe mediul, dacă acest lucru se întâmplă, ceea ce te înconjoară, lucrurile pe lângă care treci. Și mergând mai departe pe cărare, întâlnești un fel de zid. Un fel de obstacol în calea ta. Cum arată acest zid și ce faci pentru a trece de el? Îți imaginezi acest zid și dacă ai decis să continui, nu te forța să continui, dar dacă ai decis să continui, mergi mai departe pe drumul tău și întâlnești un urs. Ce fel de urs este acesta? Ce se întâmplă în interacțiunea ta cu el? Ce anume faci tu? Ce anume face el? Și dacă ai decis și ai mers mai departe, întâlnești în drum un fel de cheie. Cum arată această cheie? Și ce faci cu ea în cazul în care faci ceva cu ea? Mergând mai departe, întâlnești în drumul tău o carte. Din nou, privești cartea și vezi cum anume arată și ce faci cu ea dacă faci ceva. Mergând mai departe și continuând drumul, dacă decizi să-l continui, bineînțeles, întâlnești pe drum o monedă. Cum arată moneda și ce faci cu ea? Mergând mai departe, întâlnești un fel de cutie, un recipient. Cum ți-l imaginezi tu? Cum arată el? Ce faci și ce se întâmplă? Dacă decizi să mergi mai departe, dai de un fel de instrument de băut,
poate fi o cană, un pahar, orice altceva din care se poate bea. Cum arată acesta? Ce faci cu el dacă faci ceva? Mergând apoi mai departe, ajungi la o apă, un fel de apă, o formă de apă. Cum arată aceasta? Ce faci când ajungi acolo? Mergând mai departe, dai de un fel de structură. Poate fi ca o clădire, o structură de orice fel, abstractă sau nu. Ce este această structură, cum arată și ce faci când ajungi la ea? Dacă decizi să intri în această structură, dacă este posibil și tu decizi să intri, ce se întâmplă acolo? Cum este acolo, cum arată? Și cum te simți când ești acolo înăuntru? Poate că faci ceva acolo, poate trebuie să iei ceva, să aduci ceva. Inspirăm o dată adânc și când suntem gata, am încheiat exercițiul și deschidem ochii. Când ești pregătit, pregătită, poți deschide ochii, nota mental ceea ce ai văzut în timpul exercițiului și apoi asculta explicațiile generale pe care ți le voi da. Ok, fiecare dintre aceste elemente reprezintă, din punct de vedere metaforic, un anumit lucru. Bineînțeles, acestea sunt explicații generale pentru fiecare dintre noi, dintre voi, dintre cei care ați făcut exercițiul, pot avea semnificații particulare. Eu voi spune acum explicațiile generale. Te voi ruga de asemenea dacă dorești să pui pe pauză videoclipul și să notezi ceea ce ai văzut sau în timp ce asculți explicațiile să notezi în dreptul fiecăruia ce ai văzut pentru ca mai apoi să poți să găsești singur explicația. O semnificație la ceea ce ai văzut. Ok. Pentru început, pădurea. Pădurea înseamnă viața. Cum anume vezi tu viața în general? Și acum știind că pădurea înseamnă viața, te poți gândi cum a fost pădurea pe care ai văzut-o tu. Ce fel de pădure a fost? Erai în afara pădurii? Erai înăuntrul pădurii? Ziua sau noaptea, momentul din zi în care tu erai în pădure înseamnă masculinul și femininul. Atitudinea ta față de viață. Dacă era zi, era o zi frumoasă, însorită, reprezintă masculinitatea. După cum știm, elementul de soare reprezintă masculinitatea, noaptea, lună reprezintă feminitatea. Este pur și simplu atitudinea ta generală față de viață. Nu contează dacă ești femeie sau bărbat, atitudinea ta este dintr-o poziție mai masculină sau mai feminină. Okay. Și bineînțeles, nu există bine sau rău în exercițiile acestea. Este vorba despre un exercițiu personal și mai mult decât atât, totul e metaforic, după cum am spus. Mai departe, ai simțit temperatura. Cum anume a fost temperatura? Cum a fost sentimentul pe care l-ai avut? Era cald, era rece. Și mai presus de atât, nu este atât de important dacă era cald sau era rece, ci cum anume te simțeai tu. Că putea să fie cald și să nu te simți bine, sau putea să fie rece și să te simți bine, sau cald și să te simți bine. Totul contează, totul este despre cum anume te simțeai tu. Sentimentul pe care tu îl ai în viață, despre viață. Te simți confortabil, te simți mai puțin confortabil. Notează pe o hârtie cum anume a fost acest exercițiu pentru tine, pentru fiecare element și poate mai târziu sau poate
Mâine îți vor veni noi idei despre ce anume a putut să semnifice sau semnifică pentru tine elementele respective. Mergând mai departe, cărarea este, așa cum probabil îți imaginezi, drumul prin viață. Ce fel de drum, ce fel de cărare ai ales tu sau alegi tu, cum ți se pare cărarea ta, drumul tău prin viață? Era un drum lin, era un drum prin pădure, era un drum pe lângă pădure, era o autostradă care nici nu avea legătură cu pădurea. Era un drum stâncos, mlăștinos sau dimpotrivă, un drum lin pe care mergeai simplu, drept înainte, fără să te preocupi de obstacole, de cât de greu este drumul. Fă din nou o notează din nou mental sau doar sau și pe hârtie a descrierii drumului tău, cărării din exercițiu. Bineînțeles, răspunsurile la toate acestea le ai doar tu. Le poți descoperi singur sau împreună cu ajutorul cuiva, dar răspunsurile sunt ale tale. Nu există o explicație clară. Asta înseamnă asta, asta înseamnă asta. Decât într-o discuție personală cu fiecare care a făcut acest exercițiu. Ok. Mergând mai departe, ai întâlnit un zid. Zidul este obstacolul. Cum tratezi tu obstacolele în viața ta? Spre exemplu, era un zid pe care l-ai trecut ușor. Era un obstacol din carton. Ai trecut cu ușurință peste. Ai sărit peste obstacol. L-ai împins. Ai trecut prin el. Acesta este felul în care vezi tu obstacolele în viață, cum anume le faci față. Mergând mai departe, ai întâlnit un urs. Ursul reprezentând fricile. Cum anume tratezi tu fricile, necunoscutul, lucrurile neașteptate, lucrurile de care dai și trebuie să le înfrunți într-un fel fiind fricile tale. Și ce anume reprezintă aceste frici? Era un urs mare, fioros, era un urs mic, era un urs pe care l-ai putut îmblânzi, ai pus mâna pe el, era un urs care a vrut să te atace, l-ai lovit, l-ai omorât. Există diferite feluri de a privi ursul în acest exercițiu. Cum a fost pentru tine? Notează mental sau pe hârtie? Cheia pe care o întâlnești mai departe înseamnă cunoașterea în general. Ideea de cunoaștere. Ce anume înseamnă pentru tine cunoașterea? Nu înseamnă neapărat studiu efectiv la școală sau studiul unei meserii. Înseamnă cunoașterea. Ce reprezintă pentru tine cunoașterea? Cunoașterea lumii, cunoașterea unui anumit domeniu, cunoașterea ta proprie, etc. Mergând mai departe, ai întâlnit o carte și cartea înseamnă comunicare. Comunicarea cu ceilalți sau cu tine însuți. Cât anume este de important pentru tine să comunici cu ceilalți și cât comunici cu tine însuți. În ce fel comunici? Cât ești de autentic în comunicare? În comunicarea cu ceilalți și cu tine. Ce anume lipsește? Ce anume ți-ai dori să îmbunătățești? Cum anume s-a simțit? Este foarte important la fiecare element. Să vă aduceți aminte și să înregistrați mental și eventual să scrieți pe hârtie cum anume v-ați simțit în întâlnirea voastră cu fiecare din cele 12, probabil, sau 13 elemente. Pentru că avem partea noastră mentală, partea de intelect, care analizează lucrurile într-un anumit fel și apoi avem partea emoțională. Și aceasta a fost activată în timpul acestui exercițiu. Și atunci este foarte important ca, mai mult decât ce anume semnifică din punct de vedere mental, la ce anume mă duce cu gândul, este important, poate chiar ar trebui să faceți două coloane pe o hârtie, să faceți o coloană cu cum anume a fost acest element pentru mine din punct de vedere mental, ce semnifică, la ce m-am gândit, la ce mă gândesc, când îmi aduc aminte cum anume am vizualizat acest element și pe partea cealaltă cum m-am simțit. Două coloane pe o hârtie. Ok.
Mergând mai departe și trecând de cheie și carte, ai întâlnit o monedă. Moneda înseamnă valoarea de sine. Ce anume simți tu în legătură cu tine? Câtă valoare ai tu în proprii tăi ochi? Simți că ești valoros? Dacă nu, cu cine, când, în ce situații? Și întorcându-ne la monedă, cum anume era moneda? Unde anume ai găsit-o? Nu am specificat și la celelalte elemente atât de mult, dar specific acum este foarte important și unde anume ați găsit elementele respective. De exemplu, cheia. Era agățată într-un copac. Era într-o scorbură. Abia am zărit-o. Era în noroi. Era direct pe drumul meu. Cartea la fel. Moneda la fel. Ce fel de monedă era și unde am găsit-o? Cum arăta și ce am făcut cu ea? Am decis elementele să le las acolo, le-am luat cu mine, dacă le-am luat cu mine, la ce le-am folosit mai departe, de ce le-am luat, cu gândul la ce. Ok. Mergând mai departe, ai întâlnit o cutie sau un recipient. Această cutie sau acest recipient, egal cum ți l-ai imaginat tu, are cuprins în ea ideea de cadou. Dar cadou poate fi cadou pe care ți-l oferi tu, ți-l oferă cineva, ai dori să-l primești de la cineva sau cadou de la viață. Cum anume primești tu cadourile de la viață și ce faci cu ele? Ce ai făcut cu cutia? Ai deschis-o? N-ai deschis-o? Ai hotărât să o iei cu tine fără să o deschizi? Să o deschizi mai târziu, eventual. Ai deschis-o și înăuntru era ceva urât, era ceva frumos. Cum anume te-ai simțit când ai văzut cutia, când ai deschis-o, când ai văzut ce e în ea, dacă ai deschis-o, dacă n-ai deschis-o, te-ai hotărât să o iei cu tine sau nu? Dacă n-ai luat-o cu tine, de ce? Ce emoții ai simțit? Ți-a fost frică să o iei cu tine? Ți-a fost frică să o deschizi? Sau dimpotrivă, ai deschis-o repede, ai deschis-o cu plăcere? Reamintesc că nu există răspunsuri bune sau rele. Bun. Paharul pe care îl întâlnești în pasul următor al exercițiului înseamnă iubirea. Cum anume vezi tu iubirea? Cum anume vezi tu relațiile? Relațiile dintre oameni în general, relațiile tale, bineînțeles, cu ceilalți oameni, reprezentând relații intime, relații cu părinții, relații cu prietenii. Cele mai importante relații pentru tine. Cum anume vezi tu relațiile? Pozitiv, negativ, ce emoții ai avut? Bineînțeles, acestea sunt lucruri extrem de generale. Pozitiv și negativ nu e un răspuns. Acest exercițiu este un început de căutare, de călătorie, despre a vedea cum anume vezi tu anumite aspecte ale vieții. Spre exemplu, putem să zicem, paharul era unde l-ai găsit? Era în noroi. De-abia l-am văzut, m-am încercat să ridic, nu mi-a fost accesibil. Sau era extrem de mare și de plin de diamante, era o cupă din aia veche, nu știu ce. Bun, asta poate să fie ceva un pic foarte fantezist. Iubirea poate fi ceva care există doar în filme sau în cărți. Iubirea adevărată, autentică. Sau era un pahar plin, dar era plin cu venin, era plin cu ceva, am încercat să gust și era rău. Există, bineînțeles, câți oameni, atâtea variante de răspuns. Da? Care a fost varianta ta? Notează-o mental sau pe hârtie, așa cum am zis, și reflectează asupra ei. Mergând mai departe, ai întâlnit o apă, o formă de apă, mică, mare, cum era. Poate să fie o băltuță, poate să fie marea, oceanul, ai dat de ocean. În orice caz, apa reprezintă sexualitatea. Felul în care vezi tu sexualitatea. Felul în care este ea reprezentată, prezentă în viața ta. Mergând mai departe, ai întâlnit o structură. Ultimul element din exercițiul nostru a fost o structură. Că era o clădire, era o casă, era un cub, era ceva abstract, nu era abstract, cum era. Înseamnă, această structură reprezintă moartea, transcenderea spre un alt plan sau fiecare în funcție de
credințele sale. Înseamnă transcendere, înseamnă moarte, înseamnă viață după moarte, înseamnă cum anume vezi tu moartea și cum anume vezi tu ce există, dacă există ceva după moarte. Ok? Deci, în această structură, te gândești cum arăta, cum era și ce ai făcut. Ai mers înăuntru, ai intrat înăuntru, dacă ai intrat înăuntru, ce era acolo? Cum anume te simțeai făcând asta? Da? Dacă decizi să intri în... ca și semnificație generală, bineînțeles, dacă te-ai decis să intri în structura respectivă, acesta este cumva felul în care vezi tu viața după moarte. Ce anume era înăuntru în structura respectivă înseamnă cum anume vezi tu ceea ce este după moarte. Dacă este ceva, dacă nu este ceva, cum anume și așa mai departe. Ok. Acesta a fost exercițiul nostru. Sper că v-a plăcut și că l-ați găsit interesant. Vă sfătuiesc să revedeți ceea ce ați scris pe foaie, dacă ați scris, dacă nu doar în imaginație, sau să mai ascultați încă o dată videoclipul și să reflectați asupra ceea ce ați văzut. Ce este interesant și benefic în acest exercițiu este faptul că puteți să refaceți exercițiu peste câteva zile, peste o săptămână, peste o lună, când vreți voi, și să schimbați în funcție de ceea ce ați dori să schimbați în viață, să schimbați conștient în exercițiu. De exemplu, acum prima dată a fost o surpriză, nu ați știut ce urmează. Făcând a doua oară exercițiul, deja știți ce urmează. Urmează să văd o casă, urmează să văd, pardon, structura, care e ultima. Prima dată urmează să văd o cheie, o carte, o monedă, etc. Și să schimbați conștient. De exemplu, la partea cu, hai să zicem, cu cadourile de la viață. Cutia, da? Cu cadou de la viață. Dacă, să zicem, n-ați deschis cutia, doar ați luat-o cu voi, v-a fost frică să deschideți cutia și ați vrea poate să schimbați asta, să fiți mai receptiv la lucrurile pozitive din viața voastră, la cadourile pe care viața vi le oferă. Puteți, în mod conștient, în momentul în care vine cutia, să o priviți altfel, să decideți mental, în timpul exercițiului, să deschideți cutia, să fie ceva frumos înăuntru, să luați cu voi ceea ce ați găsit în cutie, să mergeți plin de încredere mai departe și așa cu fiecare dintre celelalte elemente. Poate fi un exercițiu foarte, foarte benefic. Cu acestea în minte, eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine și am făcut împreună încă un exercițiu. Vă urez o seară cât mai frumoasă și să ne auzim cu bine curând!